Doamnelor, bună seara! Sunteți în direct la A Patra Putere, o nouă ediție, o nouă dezbatere electorală în această seară. Vedeți, colegii, că ați greșit. Nu este Romeo Simionescu, este Alin Ferraru din partea Pro-România. Păi, dumnealui trebuia să vină, dar trebuia să vină și aseară, adică asta e seriozitatea la unele partidele politice, că mă enervez de la începutul emisiunii. Discutăm tot despre alegerile pentru funcția de președinte al României în această seară. Invitații mei, domnul Alin Ferraru, de la susținătorul candidatului Mircea Diaconu, Alianța Un Om, din partea Pro-România. Bună seara, domnul Bună Ferraru. seara, dumneavoastră și Și telespectatorul nostru. Nicolae Ivăniș, de la ADN, susținătorul candidatului Cătălin Ivan. Aveau timp de antenă în această seară, de la PSD, susținătorii doamnei Dăncilă, și de la Partidul Neamul Românesc, susținătorii domnului Ninel Pea, însă nu au ajuns la această emisiune. Poate ajung până la final. Primim în partea a patra pe susținătorii acestor candidați. Da, după cum ați văzut, avem premier, domnul Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban în această după-amiază să formeze noul guvern și Ludovic Orban a făcut primele declarații de la Cotroceni. Să vedem ce se întâmplă, cum va reuși să treacă un guvern minoritar PNL domnul Ludovic Orban. Bună seara, domnilor, în primul rând. Bună seara. Bună seara. Că m-am enervat de asta, să știți, sunt bulversat de încă de la începutul acestei emisiuni. Reușește Ludovic Orban să treacă un guvern minoritar PNL? Eu sper să nu. Din cauza de Ludovic Orban. Nu din cauza de PNL neapărat. Ce are Ludovic Orban? Sau ce n-are? Este exact ce a mai fost, Claudiu, și țin minte că asta am tot discutat. Dacă rămân pe același tipar și peneliștii se duc după PSD și în cea mai mare viteză. Simplu. Ce, Ludovic Orban a fost prim-ministru? A mai fost ministru într-un Hai să fim guvern. Cunoaștem modul de lucru, nu numai al lui Ludovic Orban. Cam toți care au fost, răsfost, iar fost, iar răsfost, sunt din același aluat. Presim că vine și cu cabinet de miniștri catastrofă, unde are obligații, unde au interese și uite cum ne-am procopsit. Cum evaluăm noi dacă sunt catastrofă sau... Omule, eu vreau să fie cei mai buni, bine? Uite, mai vorbim peste 6 luni. Poate ce. Și asumă un guvern de, așa zis, de tranziție, pentru o scurtă perioadă, adică pentru doar un an de zile. Deci asta e perioadă scurtă, în un an de zile? Da. Bine, la că suntem noi de lenți și în gândire și în toate cele, cred că da. Sigur nu se va ajunge la anticipate, adică chiar dacă, să zicem, că USR se folosește de toate tertipurile pentru a nu intra la guvernare și invocă tot felul de chestiuni aberante care nici nu țin de atribuțiunile guvernului până la urmă pentru a nu intra la guvernare alături de PNL, dar nu știu. Ei declară că vor alegeri anticipate. Acest lucru nu se va întâmpla, pentru că, să zicem că nu va trece guvernul, primul guvern Orban, dar cu siguranță la a doua încercare, atunci când va merge în Parlament, guvernul așa minoritar cum va fi el, va fi votat de parlamentari de frică. De frică a ce? De frică tocmai a alegerilor anticipate, pentru că au investit în acest mandat de parlamentar și nu riscă niciunul din parlamentari să-l piardă. Mai mult decât atât, este vorba de pensiile speciale. Dacă nu au un mandat întreg de parlamentar, nu beneficiază de pensii speciale. Așa că guvernul 2, Ludovic Orban, trece cu siguranță. Nu știu dacă trece pentru prima dată. De ce nu susține pro-România
guvernul Orban? În primul rând, noi susținem ce e bine pentru România. Suntem un proiect politic nou, după cum bine știți, și nu îl vom susține, după cum a anunțat și domnul președinte Victor Ponta. Da, Ponta a vrut să vină la guvernare acum pe Nu a vrut neapărat să cadavrul veni, să vin. PSD. Nu, Adică nu. Nu a ne vrut ducem să. la guvernare, că, păi cum, Ponta a declarat că vrea un guvern de centru-stânga Da. cu PSD, fără Viorica Dăncilă. Exact. Așa este. Așa este. Dar nu în totalitate pro-România, că în primul rând nu aveam susținere din partea celorlalte partide politice. Dar nu vreau neapărat să venim noi la guvernare. Decât alianța, după cum bine știți, am făcut o alianță electorală, un om care susține pe Mircea Deaconu la președinția României. Și ce să vă zic, nu vom vota. Păi da, au și declarat cei de la Exact, Pro-România. exact. Să vedem ce va face UDMR până la urmă, pentru că ei zic că surpriză va fi dacă trece guvernul din prima încercare. Da, UDMR, ca de obicei, se lasă cumpărați, după părerea mea. Să vedem și acum cu ce poate cumpăra guvernul Orban, cu ceva. Nu știu dacă mai e vorba de funcții, dacă nu, ceva legi, acte normative care să-i avantajeze Nu cred că o să cedeze UDMR-ul la. pe anumite domenii. Nu cedează, că ei n-au mai Nu cedat ce. niciodată. Păi UDMR Nu n-a știu, cedat de UDMR-ul a fost cel mai fiecare dată. câștigat partid, domnule. Îi văd imparțial așa, nu sunt. Foarte imparțial sunt. Nu sunt care. În opinia mea este singurul partid nelegitim în România, ca să știți. Ca idee. Nu, Ei nu nu. reprezintă încă o dată nici măcar interesele cetățenilor de linie maghiară. Nu mai discutăm despre alte aspecte. Ca să oprim discuția aici, că nu avem niciun reprezentant, dar lor să se apere. Da, Deci, corect. în Nu vreau opinia să mea, credeți este că. un partid care nu are ce căuta pe scena politică. Ba da, toate partidele Eu trebuie cred că are un să. rol important și a avut un Știu. rol important și acum la moțiunea de De cenzură. balama, nu? Nu neapărat de Ei, balama, nu. Toate Nu partidele cred. au locul lor pe scena Exact, da. politică și, de altfel, și UDMR are locul său aici. Deci, Ivane, ce se întâmplă? Riscă parlamentarii alegeri anticipate sau nu? Niciodată. Nu riscă parlamentarii alegeri anticipate și, mergând pe raționamentul tău cu pensiile speciale, că să aibă un mandat întreg, eu zic că se află o castană fierbinte în mâna peneliștilor. Nu? Și În nu ce numai. sens? Păi nu, toată lumea țipă că aceste pensii speciale nu și-au rostul. Bine, și eu bat jocul la adresa unei națiuni întregi care știm foarte bine că avem pensii de 6-7 milioane în România, dacă nu chiar și mai mici. Bun? Iar tu vii și spui o pensie specială pentru că ai avut un mandat de deputat în care n-ai făcut nimic. Bun? Care sunt criteriile de competență pe care eu pot să dau aceste pensii speciale, dacă punem problema așa? Că dacă le dau tuturor celor 600 de, nu mai zic de cei care absentează regulat, așa că face parte din modul de lucru, dar discutăm de cei care dor prin fotolele pe acolo și votează cu 5 cartele, îi dau pensie specială. Pentru ce? Într-o națiune unde profesorul, până la urmă, inginerul, mă, până la urmă și omul ăla care a fost un muncitor necalificat, are o pensie de jena. Și mă uit la indivizii ăștia cum își dau ei pensii de pensii speciale. Și de aia spuneam de castana fierbinte. Vreau să văd acum PNL, Pro-România, UDMR, cum îi place în să spună, cum impozitează aceste pensii speciale ca să arate cetățeanului român că ei sunt onești, cu vreo 90%. Și atunci zic și eu, da, bă, să română. De ce? Păi mai rămâne cu 10 milioane, 20 de milioane. Băi, Claudiu, deci, cum să zic eu ție, populismul pe care s-a mers în ultimii 2 ani de zile și de PSD vorbim aici. Și din partea asta la altă, din extrema asta la altă, pe o campanie agresivă împotriva PSD-ului și a greșelilor făcute de ei, o să devină cât de curând bumerang. Fiindcă, încă o dată, nu numai asta e o castană, sunt mult mai multe castane fierbinți pe care tu, care ai țipat în gura mare că ea sunt niște netrebnici, trebuie acum să dovedești că nu ești ca ei. E, din păcate, primul pas făcut în opinia mea de PNL a arătat că este exact ca ei. Bun, La ce te mai referi? grav, La ce te mai referi? grav, numirea lui Orban premier. Bun, Cum având era. atacat, Claudiu, discutam despre resursa umană pe Nu care e o au nicio partidele surpriză, politice și pe da. care nu o promovează. Bun, oamenii de bine nu au voie să vină în primele rânduri niciodată. Rămân în continuare sforarii, combinatorii și atât. Același lucru se întâmplă și de partea cealaltă a USR-ului, chiar mai grav.
Ăștia spun tot timpul, de un an, doi, m-au zăpăcit de cap pe mine, cel puțin, pe vremea aia când chiar și mie mi se păreau la început să știu un proiect ăla care va, nu știu, va fi serios. Și te trezești cu ei că vor să facă autostrăzi fără hoție, vor să facă spitale fără hoție, vor să facă Dumnezeu de amiază fără hoție, dar nu vor la guvernare. Păi bă, cum faci tu, cum ajungi mă tu pe mine ca națiune, dacă tu nu vii să te pui pe scaun, să fii decizional acolo. Deci aici se vede, de fapt, mârșăvia pe care o joacă acest partid. Și atunci, Claudiule, ca să vezi în ce situație suntem în momentul de față, cu o clasă politică nu uzată, foarte uzată, unde, din păcate, o mână de oameni, luând nucleul la fiecare partid, la fel de putred, dacă mă întreb pe mine, controlează pe mai departe, probabil, încă 3, 4, 5 ani de zile și fac jocurile în Parlament. Bun, totuși trebuie să spunem că acest guvern, dacă va trece, are o misiune extrem de grea, aceea de a închide bugetul pe 2019, de a creiona bugetul pe anul viitor, în ideea în care ei clamau faptul că, domnule, PSD-iștii au aruncat cu banii Corect. În români exact. Și avem un deficit uriaș față de cel prognozat. Ce, cum credeți că, că... Mai ales că Ludovic Orban chiar a punctat în primul lui discurs de la Cotroceni imediat după desemnare, a afirmat că mediul de afaceri a fost neglijat în perioada asta și PSD-iștii și-au îndreptat atenția în mod special înspre angajații de la stat, mărindu-le salarii, după cum știm cu toții. Cum va trece PNL-ul peste chestia asta, dacă, încă o dată, dacă guvernul Orban va reuși să fie validat? În primul rând, o să fie validat. Pentru că și noi, pro-România, nu o să, după cum am spus, nu o să votăm validarea guvernului. Și credeți că nu o să fie validat? Noi sperăm să nu fie. Păi atunci vreți alegeri anticipate? Da, după cum a spus și domnul președinte Victor Ponta, o să ajungem și la alegeri anticipate, sigur. Am înțeles. Ivane? Exclus. Nu, votează eventual și nu trece prima propunere, asta cu Ludovic Orban. Poate nu-și trece el guvernul, dar după aia la a doua știu cum votează, cu două mâini toți. De ce să votăm mâini. Dacă nu o să votați de prea votați, pentru acum. Că tu și cu mine suntem niște copii mici de la Târgu Jiu, de la Gorj. Bine? Da. Să nu te gândești că ăștia la centru țin cont de părerea ta vreodată sau de ceea ce vrea electoratul. Vreau atât să mai spun puțin. Ce zic cei și de la ce centru, care am văzut cu toții ce zic și de la centru. Exact ce zic dacă, și eu. Dacă ăsta e mare. Deci eu nu mai am încredere în ei. Crede-mă, deci de pe azi, de pe zi pe alta se răzgândesc. Cum Ponta a știut să le sufle trei voturi PSD-iștilor să-i lase cu ochii în soare, acel lucru se întâmplă și de partea asta. Nu a știut, domnule, a știut. Nu este vorba de știut. E... Bun, un singur comentariu citesc al deputatului de Gorj, Dan Vulceanu, președintele Organizației Județene. Acum o oră a postat pe Facebook, președintele PNL Ludovic Orban este premierul desemnat de către Klaus Iohannis, președintele României. PNL a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că este dispus să-și asume guvernarea, chiar dacă e dificil în această perioadă de tranziție. Îl citează pe domnul Iohannis Dan Vulceanu și, bineînțeles, faptul că și-au asumat, Claudiu, să știi că nu e un lucru, măcar atâta lucru, și-au asumat. Dar n-au dus chestia asta până la capăt. Băi, ți-asum, da, trebuia să vină cu altceva. Trebuia să vină cu altceva, ce să mai discutăm aici. Ai venit cu Orban premier, ai stricat tot. E ca și cum cavaca aia, ai dat lapte frăși cu piciorul îngăleat. Bine, specific cu politicul de la noi din România, că atât îi duce capul, ce să le faci? Bine, capul îi duce, dar îi duce pentru ei. Încă aici e vorba de interese. Îți dai seama și ce situație găsesc pe la guvern acum, datorii și... Bine, au și salariile care le au și pensiile care le au. Trebuie să țină ritmul acum, că dacă nu ții ritmul cu ce a făcut PSD-ul, nu contează că ți-au împrumutat ăia, că de bara mai goală, ți-am mai zis. Noi bani în visterie nu mai avem de mult. Nu ce facem pe aici, facem cifre virtuale. Fizic, cred că dacă ar fi să adunăm toată moneda, e ca cu terenurile în România, știi? Dacă inventariem terenurile în România, noi am vândut și Bulgaria. Uite, vă citesc că patru dintre măsurile sau prioritățile noului guvern, să mă anunțați colegii când e cazul de publicitate, Ludovic Orban a anunțat că printre prioritățile noului guvern vor fi refacerea echilibrelor macroeconomice, restructurarea aparatului guvernamental,
respectarea statului de drept și asigurarea unei reale independențe a justiției și consolidarea parcursului european. Cam acestea sunt prioritățile Începem cu finalul. anunțate de așa. România suferă prin prisma justiției, știm toți acest lucru. Deci, ca cetățean simplu, ai ajuns pe un litigiu unde sunt interese, ai pierdut procesul. În proporție de, cred că, 80%. Nu exagerez. Păi dacă tu vrei vreodată să faci o, cum zici eu ție, să creezi un minim echilibru într-o națiune pierdută, vină-mă cu răspunderea magistraților și m-ai convins. În clipa Stai aia m-ai convins. un pic, Atâta există, timp cât Ivana, vii există lege, există o la... secție Există care se prove ocupă care de vor să o și chestia asta. desființeze și pe aia. Deci, bun, Bun, n-ar hai să fim fi. realiști, Claudiu. Nu mi se pare normal, tu spui că faci reforme, îmi plac cuvintele astea pompoase pe care le aud de ani de zile, nu numai eu, le auzim toți, 20 ceva de milioane, cât o mai fi, 18. Bun? Vrei tu cu adevărat să faci o reformă? Da. Păi bă, dai mă răspundere atunci. Să știe ăla când dă cu ciocanul, flăși, acolo că există riscul să dea, să-și năruiască toată averea lui și a copilului pe următorii 20 de ani. Păi așa cum vrei. A, vii și te prelevezi de tot felul de motive puerile. Că vezi, doamne, un complet are 60 de dosare, n-a timp să lectureze. De ce le iei? De ce nu merge să bate ținut și la ministru? Bă, eu sunt judecător, bună ziua, de la Gorj și am 45 de dosare cu 4 milioane de foi. Nu pot să le citesc. Și atunci mai angajăm încă 100 de judecători pe județ. Eu aș fi de acord cu treaba asta, crede-mă. Sunt tineri care nu sunt uzați, vină cu ei și angajează-i. Dar în momentul în care nu vii să trasezi și răspundere pe spatele magistraților, vom asista ani de zile de acum înainte la aceeași trevatură care am tot văzut-o cu ochiul liber. Scapă cine poate, ba altul mai dă și nevinovat pe jos, ba dosare litigii pierdute pe aici pe acolo, fiindcă nu răspund oamenii, mă, iau voie să greșească. Domnul Matei, nu ai voie să greșești. Dacă greșești aici, ți-ai amendă la CNA. Ai înțeles? Mie, dacă un mecanic când îmi schimbă cureaua la distribuție, îmi rupe ceva, îmi plătește. Medicul are malpraxisul. Toată lumea plătește pentru greșeli. Băi, când greșește așa, nu știu, că sunt situații și situații. Dar la noi iau voie să greșească. Cum vor ei? Bă, nu e normal. Bine, există Trebuie să răspundă. acea. Nu mai veni cu acea secție care are 7 angajați și avem 7.000 de dosare zilnic. Nu, că nu poate nimeni să le monitorizeze, bun? Și glasul lui cetățeanul din stradă, omul care nu are relații, nu are avocat să plătească, să împingă un proces mai sus, crede-mă că nu are nici o putere, e limitat. Și din 90 încoace, dacă stăm să urmărim, cred că numai retrocedările astea pe clădiri, terenul, tot ce a fost strategic, ține minte că nu toate, hai să nu exagerez, cred că peste jumătate au ceva putred. Bun? Cum au făcut-o? Fără instanțe, că n-aveau cum. Cu instanțele, spun eu. Bun. Bine, există controverse pe tema competențelor secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și există multe discuții pe tema înființării acestei secții, în condițiile în care de ani de zile există o lege a răspunderii magistraților, numai că nu a fost pusă în aplicare. Da, suntem aproape de pauza publicitară, mă anunță colegii. 3 minute mai avem. Mai sunt lucruri de punctat care s-au întâmplat astăzi. O să discutăm și în partea a doua despre fiecare dintre candidații pe care îi susțin invitații mei din această seară. La Gorj, în 3 minute, discutăm pe scurt. Are legătură și cu ce se întâmplă în țară. În sfârșit, după multă vreme, a fost, domnule, au venit niște domni să vadă stadionul sau ce să-i facă, să-l inaugureze, nu știu ce să-i facă. Să-i facă ceva la stadion. Imediat vă spun că a pus domnul Weber pe Facebook, înțeleg că a venit astăzi președintele, cum îi zice, Compania Națională de CNEU. Investiții, doamna Manuela Pătrășcoiu, director general la Compania Națională de Investiții, a fost lume bună pe acolo, deci are Târgu Jiu începând de azi un stadion ultramodern și a avut loc predarea către autoritățile locale a investiției. Scrie domnul deputat Weber pe aici și cine a mai fost? Trebuia să vină și
și vicepremierul, cum îl cheamă? Nu mai știu cum îl cheamă, am uitat. Dar n-a venit. Suciu, domnul Suciu, dar n-a venit. Văd că a fost prefectul județului. Dacă vă vine să credeți că Gojo are un prefect, Foc, a fost și fostul prefect. A fost și domnul domnul, Călinoiu, șef la Apele Române. ce căuta pe acolo? Păi întreabă-i pe ei, pe toți, ce Stați căutau că acolo. Au nu coborât ești o... un autobuz de PSD și au început să se plimbe pe stadion cu cinci jurnaliști după ei. Și eu nu văd sensul. Cine a luat cuvântul mitică? A luat cuvântul domnul Călinoiu? Zi, John. A fost și colega noastră, Otilia, iată. O văd aici, în poze. Da. Și cine a mai fost? Bă, deci a fost domnul Suciu sau n-a fost? Colegii, ziceți-mi, a fost vicepremierul Suciu sau n-a fost? Că nu-mi dau seama. Am înțeles, deci a fost alt coleg al nostru. Ne documentăm până după pauza de publicitate și vă spunem exact ce s-a întâmplat astăzi. E gata stadionul de la Târgu Jiu în sfârșit. După nu știu câtă vreme, vă spunem exact ce s-a întâmplat astăzi acolo, dacă l-a preluat municipalitatea, adică primăria Târgu Jiu, și ce se audă prin târg că se intenționează cu acel stadion, și pe scurt discutăm și apoi revenim la temele noastre, ale noastre, practic, ale tuturor, electorale, care țin de alegerile pentru funcția de președinte al României, imediat după un scurt moment publicitar. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor rare și dese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oameni, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la moto ferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite moto ferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1.500 de lei la tractoarele Ryder R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turcenii, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice
organice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.biz. Relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat. Perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Da, am revenit în partea a doua, sunteți la a patra putere, invitații mei de astăzi. Alin Ferraru, din partea Pro-România, susținătorul candidatului Mircea Diaconu, și Nicolae Ivăniș, ADN, susținătorul candidatului Cătălin Ivan. Discutam în finalul primei părți despre predarea stadionului de la Târgu Jiu de către CNI, Compania Națională de Investiții, către municipalitate, către primăria municipiului Târgu Jiu, și da, a fost și vicepremierul Daniel Suciu, am văzut după aceea, și mai trebuie să mai amintesc foarte scurt că a fost votat proiectul de lege care vizează reducerea vârstei de pensionare a minerilor și energeticienilor, și mai trebuie să fie promulgată acele modificări la lege, bineînțeles. Discutăm despre alegerile prezidențiale, discutăm despre proiectele candidaților, invitaților mei din această seară. Domnule Alin Ferraru, de ce îl susține ALDE și Pro-România pe Mircea Diaconu? Vedeți dumneavoastră, dacă ne întoarcem în timp, am avut președinți de la Iliescu, Constantinescu, toți de la partidele politice, la unul partid politic. Vedeți, noi facem o politică altfel, bazată pe încredere în primul rând și profesionalism într-al doilea rând, care e foarte important, amândouă sunt importante. Îl susține pe Mircea Diaconu pentru că e, nu o să credeți acum că după alegeri o să vină la Pro-România sau la ALDE, nu, a zis nu vine nici la Pro-România, nici la ALDE după alegerile prezidențiale. Și de asta și zic că ne bazăm pe încredere și profesionalism. Eu independent și vedeți dumneavoastră, vine, cum zice tot românul, din popor. Vorbește ca noi, că mulți zic că nu e politician, adevărat, că nici nu trebuie să fie un politician până la urmă. Un președinte al unei țări, mai ales ca România, care trecem prin momente foarte grele. Da. În momentul ăsta. O să mai discutăm și despre mișcările lui Victor Ponta din această perioadă. Pe Călin Popescu Tăicianu, într-adevăr, îl vedem mai rar în ultima vreme. Poate odată pe parcursul acestei campanii electorale îl vom revedea și pe domnul Tăicianu. Vedeți, noi nici nu facem, facem o campanie electorală atipică, care nu, n-am sărit cu afișe pe panouri, n-am sărit cu flyere și toate astea. Și sperăm că o să vină în curând și domnul Mircea Diaconu la Gorj la noi aici, ca să mergem printre
printre oameni, să vedem ce părere au și oamenii. Bun. Ivan, zi-mi ce de mâine, să zicem, Cătălin Ivan este președintele României. La ce ne așteptăm? Băi, Claudiu, sincer, punctul forte al lui e limpede și asta îl și conturează pe el ca personaj politic, ca om, ca ce vrei. Are eul lui, are identitate. Deci nu este specific candidatului pro-România. Chiar zâmbeam ironic când îl auzeam cum îl descrie dânsul. Nu știu dacă ăsta e crezul dumnealui sau ăsta e mesajul care să-l transmită din partea partidului. Da. Nu e, momentul deci în care este crezul. Care te-a luat Voiculescu de sfoară și te-a dus ca pe ursul cu zale în Parlamentul European. Acum vă că te ia Ponta cu Tăricianu, te plimbă și ăștia. Deci deja tu nu existi. În clipa aia nu ai, ești zero. E părerea mea. Strict. Bun? N-am nimic împotriva vis-a-vis de mutările pe care le-a făcut acum cu moțiunea și că a spus umărul la debarcarea PSD-ului. Dar asta nu înseamnă că sunteți cumva, eu știu, deosebiți față de restul. Numai faptul că luați așa oameni să le exploatați imaginea și ei acceptă, pentru mine ăla este un zero fără identitate, iar voi sunt niște tipi care exploatați bine imaginea unuia sau altuia. Deci este o gafă. Nu pot să fac comparații, că în momentul ăla chiar vorbesc la superlativ despre Cătălin Ivan din toate punctele de vedere. Deci a arătat clar că are eul lui, are integritate, a stat demn și a văzut de programul lui, de proiectele pe care le-a avut, chiar dacă i-a fost nu greu. Foarte greu. Eu îl cunosc de un an și ceva. Dar este amul de activitatea. N-ai ce să-i reproșezi. Chiar astăzi la teatru făceam o glumă și eram câțiva la masă, ne uitam efectiv toți pe Google să găsim și noi un lucru spus rău de băiatul ăsta. Mă, nu știu, că ți-apare presa, te scoate. El a atacat și pe Ponta și pe Dragnea și tot PSD-ul și pe Iohannis și pe toată lumea. Scoteau ăștia din Joben, cum au scos despre Barnard azi proiect astăzi, așa scoteau și despre el. Un lucru atât de mic măcar. Nimic absolut n-a ce să scoate. Și despre Ponta au scos ceva? Bine, hai Ponta are istorie în spate. Hai să nu vorbim despre Ponta, chiar totuși. Chiar bună. Din bun simț, nu ți-am luat președinte de partid, ți-am luat candidatul. Vorbim despre candidați. Da, și ați ieșit în față cu o paiață, o plimbați sau să-i zic curs cu zale, cum vrei. Nu mai contează, tot aia e. Bun? Nu știu, cred că la un moment dat suntem și hitoși noi românii. Pe cuvântul meu, doamna, dacă nu, urmăream astăzi în mod despre că tot am adus vorba, a ieșit Raspre cu o anchetă despre Barna care a dat cu lux de amănunte. Multe necurate, nu zic câteva, multe. Bun? Băi, au început toți trolii de pe Facebook să-i înjure, pe ăștia să-i spurce, că își trag donațiile, că... Pe bine, mă, ăștia sunt cei care l-au scos pe Dragnea și l-au arătat cu casa în Brazilia, cu genți, cu bani, cu conturi ascunse, cu măgării făcute. Bă, atunci erau buni, mă, și acum nu mai sunt buni. Deci, vezi, asta e o problemă la român. Mie, dacă îmi place Cătălin Ivan și mâine arată unul pe Cătălin Ivan că a furat, nu știu, turnul Eiffel și l-a vândut, eu zic, și ce dacă? Era ruginit. N-are nimic, bine că a vândut, că sunt eu tâmpit și că îmi place personajul. E cea mai mare imprudență pe care am făcut-o 28 de ani noi românii. Al meu are voie să facă, dar al tău n-are voie. Bă, stăm la nebune aici. Bă, a greșit, trebuie curentat de voi, de cei care susțineți. Primii, după aia de mine. Vreți deci când a greșit... Și cu cine a greșit, ce a greșit Mircea Deaconu, dacă tu vorbim... Dar n-a greșit că nu există omul ăsta. Zi-mi ce a făcut în Parlamentul European, zi-mi o singură lege. Inițiată. Un proiect minuscul, te rog frumos. Nu putea să neapărat... Nu putea să ce? Era numai el care să zică, băi, eu dau cu pumnul mansă și eu fac ceva pentru România. N-am nimic împotriva construcției. Voi faceți o construcție, s-a văzut limpede. Bun? Și aveți și pârghii necesare și de-aia ați crescut și atât de repede. Măi, pro-România. Nu bun. Am crescut din cauza pârghilor, că chiar nu avem pârghii. Care, încă o dată. Și o structură care... Am venit la televizor și le spunem oamenilor în față. Bă, ce a făcut ăla? N-am ce să spun de el. N-am ce vrei să zic, nici măcar de, nici de rău, nici de bine. Cred că asta vă avantajează. Vorbim de Cătălin Ivan care singur, pe persoană fizică, nu știu, domne, de a Cătălin făcut Ivan o lege. Nu s-a auzit decât acum un an de zile. Vezi, domne, păi nu deci... se aude, domne, că dacă n-a pompat bani pe unde trebuie să nu se audă și de el. Și Mircea Deaconu a pompat bani. Păi au pompat alții, că de alții îmi desfoară și plimbă. Bun, hai să mergem mai departe. Doar noi am făcut o alianță ca electorală, să explic doar atât. Ce înseamnă să ai eul tău, ce înseamnă să ai și cap pe umeri și ambiție și să duci la bun sfârșit un proiect. Ăsta a reușit de persoană fizică, repet, unul singur, să facă un cadru legislativ, să le ofere așa pe masă, uite, chiar lui doamna Chioveș și acolo la Parlamentul European, la că e procuror general european, nu? I-a pus pe tavă să aibă cadru legislativ, să recupereze tocmai ce spuneam adineaur, ce ar da Rice Proiect prin Brazilia, casele lui Dragnea, avele ilicite ascunse, stare niște că Dragnea e pișcărici, sunt alții
Cred că la puterea 10-a față ce are el. Și aici nu vorbim doar de români. Bani furați, că până la urmă politicul a tras forile și a controlat grupurile de interese, de fapt invers. Grupurile de interese au controlat politicul. Știi? Că așa își plătesc oamenii și înfig prin Camera Deputaților, prin Senat, prin Justiție și peste tot ca să poată avea ei întâietate la tot ce e mai bun. Și banii ăștia piturați așa frumos, le-a dat Cătălin Ivan legislativ vorbind, lege negru pe al poftiți. Să aveți bază legală, voi procurori europeni care până acum nu aveați și vă prelevați de asta, înțelegeți? Și le spuneați tot timpul că n-avem cum să luăm pe cupă la volă, cum am spus ieri, casa lui Dragnea, două, bă, să recuperăm prejudiciul aici acasă. Că ăștia sunt bani furați. Aici de acord cu dumneavoastră. Miliarde de euro stau prin tot felul de insuri virgine, Brazilia, Argentina, Panama, Peru și așa mai departe. Bani scoși din țărișoara asta. Și mama are 6 milioane pensie. Și eu vrei să stau liniștit, să dorm, să mă bucur că veniți și promovați toți gușbeții unii și alții. Nu e normal, crede-mă. N-am zis nici că al meu ies meu, dar bă, nici să stau să asist nepăsător la infinit sau să facem doar critici la televizor de amor oartei. Vorbim pe argumente. Avem sau nu avem cu cine lăuda? Păi dacă nu avem, tăcem din gură mai bine. Sincer acum vorbind. Pentru că e trist pentru copilul meu pe viitor. Eu de bine de rău m-am descurcat în viață. Mai bine, mai rău, mi-am mai scântit picioarele, mi-am mai dat cu capul în grinzi. De le-am fărâmat, dar m-am descurcat. Ce facem, domnule, cu copiii noștri? Că uite, asta discutam cu Cătălin astăzi, da, așteptam să inițieze. Este foarte îngrijorător. Așa este. Chiar asta discută ei acum la nivel de comisie, acolo în interiorul partidului Astoia mic, așa, format din oameni cu crez, oameni capabili și oameni curați, să inițieze o acțiune pe instanță. Păi să dăm în judecată Ministerul Învățământului, domnule. Copilul meu plecă la școală azi la 12, vine la 6, mai face teme 3 ore, muncește 9 ore pe zi. Eu nu sunt de acord copil de 11 ani să muncească 9 ore pe zi. Că nu muncești nici dumneata, nici eu, nici Matei 9 ore pe zi. Bun? Uite, o problemă reală de 28 de ani primează, 28 de ani toată lumea o tărăgă, nimeni nu face nimic concret. Bă, ne îndobitocim copiii și ne omorâm singuri. Pentru că suntem o națiune, nu știu, ori bătută în cap, care acceptăm orice care merg acolo să facă astfel de legi, să ne reprezinte, nu ne trec la priorități. Nu ne trec la priorități. Că legea au dat acum să intre pe parcurile naționale, să taie cu drujbele. Dar să intri în materia stufoasă, făcută de tembeli. Din de păcate, ce nu intri, așa este ce spuneți. Așa este ce spuneți. Dar nu este din cauza unuia sau altuia. E din cauza guvernului care a fost... Din cauza tuturor. Nu. În ultimii 2 ani și jumătate, din cauza guvernului Dăncilă. Atât. Ajuns aici. Dăncilă. Oamenii ați auzit? Dăncilă. O știți pe tantia aia. Aia este vinovată. Înainte, 26 de ani, ăștia alți au fost niște prinți, domnule, toți, trare pe cai albi. În 2012, domnule, încă o dată. Vreau să vă spun... Materia asta tâmpită, care vorbeam de copii acum, care da. Sufocă copiii ăștia și creierez de cap spus, inutilă sunt de acord, și metodologia de predare este o catastrofă de 28 de ani. Ce Dăncilă vorbim aici? Ea este căpetenie, într-adevăr, de aia, știi, de nu, cum eu le zic eu. Vreau să vă zic să ne întoarcem la guvernul Ponta, care îl știm cu toții și în 2012-2015, care era stabilitate în România. Haideți să spunem și lucrurile pe nume, da? Ce stabilitate am avut, domnule, în România în 28 puncte, de ani? Nu, eu vorbesc guvernul Ponta, care a fost chiar mai bun decât guvernul Năstase. Domnule, să dă un exemplu așa în glumă, în pauză, înțelegi? Ordonanța 65, când a dat-o chiar domnul Ponta, înțelegi? Și a aplaudat-o și domnul Cioloș pe mai departe. Nu vorbim de domnul când Cioloș. A blocat efectiv tot ce înseamnă teren agricol în România. O lege tâmpită dată, fără să faci și tu analiză, fără să vezi și tu, bă, pe softul ăsta nou, ăla care măsoară cu capra, poate, bă, să o închidă în 6 luni. Nu, pe atunci nu o dau, bă. Sau dau alte termene. Deci nu, noi am dat numai legi hidoase, ca să știți, la fel de hidoase ca și ei. Noi care? Noi, când zic, mă refer strict la parlamentar, dumne, că dar nu mă refer, că n-am dat-o dumneata nici eu. Nici, da, așa este. Înțelegeți? Dumneavoastră știți că a intrat autoaccidentarea tot pe vremea domnului Ponta și ulterior Cioloș a dat cu pijul asemnat-o și ăla. Autoaccidentarea, știți ce înseamnă? Am avut un caz, eu un bătrân, domnule, vă dau niște exemple banale să înțeleagă oamenii. Deci un bătrân pensionar de 60 și ceva de ani, i s-a rupt lanțul la bicicletă. A căzut omul. Da, știu. Da. Domnule, știți, s-a pățit. L-a luat ambulanța, oameni buni, l-au internat, după 20 de zile i-au cerut spitalizare 33 de milioane și a dat hotărât de la parchet, auzi că dacă e autoaccidentare, parcă a mușcat din lanț și a căzut în cap, ăla a vrut, sau a fost beat sau ceva, nimic, omul trea strezuț. Asta e legea în România, asta este rezultatul celor pe care noi i-am trimis să ne reprezinte. Cum? Că suntem naivi, domne, suntem naivi și nici după un an, 2, 5, 9, 28, nu ne dăm seama cât de naivi putem fi.
Uite, am distrus efectiv un bătrân la pensie, plângea, l-am avut în emisiune. Și am plătit noi din cadrul asociației și o mașină de lemne. Dar eu nu mă laud la televizor că fac de-astea, știi? Că astea nu se fac. Dacă vrei să le faci, dacă nu, duci de Crăciun cum fac ăștia două plase la copii, îți faci 7 poze și arăți ce ai făcut tu. Minunat. Vedeți noastră, aici e problema, domn. Oamenii care sunt capabili nu sunt promovați. Cu drag aș aplauda Pro-România, PNL, că eu n-am făcut politică și cred că nu o să fac vreodată, să știți. Ce fac eu pe aici transmit? Nu fac politică, bine? Nu sunt pregătit, fiți foarte atenți. Eu pot să spun că nu sunt pregătit, dar alții care chiar nu știu să meargă pe stradă, ei sunt pregătiți. Ei se duc acolo și sforăie prin scaune. 4 ani, auzi, pensie specială vrea acum. Păi bă, mama a fost cruitoreasă, a muncit săraca de ea, de nu și-a văzut vindecul. Și a 6 milioane și ceva. Că noi nu suntem chiar, nu suntem de acord cu pensiile speciale, noi Pro-România, după cum a spus și domnul deputat Alin Văcaru. Nu suntem de acord. Aș vrea să-l văd pe Pont dacă ia pupitrul ăla și îl aruncă peste ei de acolo de nervi, uite. Bun, pentru nu poate chestia să asta cu, domne, e metaforic. Dar de ce nu luăm și lucrurile bune? Metaforic. Care toată lumea zice că Ponta n-a făcut nimic în Gorj, că a fost deputat de Gorj, n-a făcut. Hai să luăm, să vedem lucrurile bune care le-a făcut. Schimbăm tema emisiunii, vă propun. Domnule, sincer, a făcut o leacă pentru Gorj. Domnul, sunt foarte sincer și Ivan, asumat. Deci chiar, Ivan, bun? Da. I-a stupat găurile care le-a făcut să ăștia atâția ani. Da, o emisiune electorală, o dezbatere de fapt electorală, vă propun o temă pentru următoarele 10 minute din această parte și în partea a doua două teme extraordinar de grele. În 10 minute vă rog să-mi comentați următorul aspect. De astăvară, toată țara asta vorbește despre tragediile de la Caracal. Ce s-a întâmplat acolo? Vă întreb simplu, că tot vorbeam despre legi, despre legislație. Astfel de lucruri, așa cum s-au întâmplat, la, nu așa cum s-au întâmplat la Caracal, violuri, nu știu, proxeneți și astfel de chestiuni oribile, poate nu s-a ajuns chiar la crimă ca în cazul Caracal, se întâmplă frecvent în mediul rural, în orășelele mici, ba chiar și în orașele mari. După episodul Caracal, care nu s-a încheiat încă, încă mai ține atenția întregii țări, nu s-a schimbat nimic. Nici, absolut nimic, 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 nimic. Vă întreb, candidații la președinția României știu ce se întâmplă jos la talpa țării? Au așa un tablou complet al lucrurilor din țara asta sau se limitează doar la nivelul de sus, la, nu știu, funcția în sine ca și reprezentarea acestei țări și atât? Hai să încep tot eu și eu să fiu cât se poate de scurt. Nu genul și părerea. Corect. Nu sunt genul care să laud, dar domnule, hai să spun ce am apreciat la Cătălin Ivan. În primul și în primul rând s-a orientat în fiecare județ să-și ia un nucleu din societatea civilă. Eu vorbesc acum strict de mine. La discuția pe care am avut-o cu dumnealui, am constatat că într-adevăr a trăit în lumea reală. Fii atent, europarlamentar, neeuroparlamentar, ce a fost el acolo, dar cunoștea tot ce se întâmplă în lumea reală. Când zic lumea reală, Claudiu, zic aia pe care o trăim fiecare din noi pământenii. Bine? Nu mă refer la cei care trăiesc acolo într-un vid închiș, ei cap în cap în lumea lor, care nu se uită în jos niciodată că au amețeli. Bun? Nu, el chiar cunoștea. Cunoștea de subtul, știa situația asta. Înseamnă că probabil și-a avusese contact cu genul de oameni care să-l aducă la zi și probabil mersul pe jos e sănătos, să știi. Chiar asta am apreciat. Printre oameni. La fel făcea, da, mergea printre oameni și acum de unde locuia la București până la sediu avea nu știu câte stații și el mergea pe jos, 40 de minute, o oră. Deci chestiile astea sunt lucruri care contează foarte mult, mai mult decât atât. Când te duci acolo în Parlamentul European și nu știi să susții tu națiunea ta așa demn cum trebuie și să cer, mă, și tu. Eu asta am spus tot timpul, eu pe asta mor. Și ca președinte de țară, mă. Ca președinte de țară tu dai tonul până la urmă. Tu trebuie să fii cel care tragi după tine și să arăți, să impui respect și așa mai departe. Dacă plecăm cum plecarăm prin SUA, venim cu o bască, venim Madame Dăncilă cu o bazmaca, n-am făcut, bă, nimic. Du-te, bă, acolo și explică-i lui Trump. Bă, nene, Trump, vii și ne iei gazele acuși din mare. Ți le dăm, hai, ia-le. Poftim, sau ce mai e pe acolo. Trebuie și nouă, lua de 15 lei, 30 de lei, mă, că nu te doare gura.
Că l-a investit acolo și că domnule i-au investit. Bă, dar ce au investit, mă? Bă, eu sunt curios, ce au investit, mă, Claudiule? Păi, că vin și eu acasă să fac un puț între o fântână și scot numai eu apă din aia, zau și cu o cană dintr-o găleată. Ți-o fi bine? Că am investit. Ce? Am dat 30 de milioane pe un puț, am furat. Știu, mergem pe altă sferă acolo, e vorba de alte investiții, dar nu te gândi că din, eu știu ce, mega, ultra, proiecte și costuri de câteva țânți pe miliarde alea, sunt flate, povești nemuritoare. Mută de aici acolo și ei că au pregătit totul logistic. Asta înseamnă un președinte de stat. Președinte de stat, dacă chiar ții la națiunea asta, du-te bă și cere, bă. Cere că e a noastră, zăcământul ăsta încă ne aparține, ce o mai avea prin el pe aici. Pentru dacă nu ne iau ăștia și sângele din noi, spun eu. Da. Domnul Ferraru, au candidații la președinția României, nu știu, așa, o vagă idee despre ce se întâmplă la talpa țării, care sunt nevoile cetățeanului? Normal că au dimensiunea reală a lucrurilor din țara asta? Normal că au, sigur că da, dar ce vreau să vă zic eu, legile, vorbind despre legi, nu sunt așa de drastice în România, din păcate. Dacă cel care violează sau pentru omor sau intră, cum a zis și 100 de ani la pușcărie. Nu, după și cu legea compensatorie și asta de care au ieșit violatori și tot felul de infractori din pușcărie după 2 ani de zile. Adică violezi și faci și ieși după un an jumătate sau 2 ani și jumătate. Legile nu sunt, vă spun să așa de drastice. Cauza. Păstează efectele, am înțeles. N-am discutat despre subiectul ăsta. Uite, eu am deviat, că m-ai deviat tu. Trebuie să mă las să discutăm despre cazul ăsta. Eu sunt moderator, Ducanatu. Dacă vin fiecare seară și vrei să-mi iei locul... Da, cu mare drag. Așa. Dar să reprezinți așa cum reprezint eu, să fii sincer, să reprezinți partidul ăsta și candidatul. Și te las. Eu niciodată nu intru în politică. Așa, nici eu n-am intrat în politică, dragul meu. Bun. Bun? Deci, vorbim despre efecte permanent. Da. Mie îmi place să rămân pământean, Claudiule. Te rog, lasă-mă acolo unde sunt. Bun. Deci, am avut un caz, Sorina, odată mediatizat, descoperit de mine, pur și simplu m-am bătut de unul singur și adevărat, și aici m-a susținut logistic Cătălin Ivan cu niște avocați, cu ce a avut, ONG-ul și așa mai departe. În cazul ăla, spunem toți și le arătăm negru pe alb că sunt documente false într-un dosar de adopție și tu, statule, bă, tu, statule neghiob, că așa îi spun, statul neghiob, că nu jignesc pe nimeni, e un stat neghiob, așa-l văd eu. În loc să iei până la urmă, dacă toți sunt documente false acolo, să stopeze adopția respectivă, chiar dacă e hotărâre definitivă dată, că e dată în baza unor documente false, să rejudeci cauza, să blochezi efectiv toată adopția aia, tu stai indiferent că te-a scris ei și te-a sunat pe niște ambasadori pe Comana pe la București să dea drumul, domne, mai departe la treabă. Stai un pic, crezi că... Nu. Claudiu, cred că atât de departe și da, după intervenția procurorului general la România. Da, bine, procurorul general la România a intervenit la mișto atunci. A scris, a făcut niște adrese. Păi e singurul care a intervenit în mod real. Băi, omule, intervin în mod real când faci ceva corect, ca la carte și blochezi. În momentul în care ai făcut și ai pus două virgule greșit în hârtie, ai văzut ce a pățit. Nu a întrerupt cu absolut nimic lucrurile acolo. Iar când au venit de la secția de investigare a infracțiunii de justiție, văd că încep acum să nu le mai convină și să pună bața pe țambal. Nu știu, că a sunat, au început să vehiculeze deja niște nume de, la un moment dat, nu că mă înspăimânt, că eu sunt poate inconștient când am intrat acolo în speța aia. Dar omule, tu ca stat să fii așa indiferent și atât de servil, așa de ghiocel, să lași lucrurile să meargă pe mai departe, în SUA te mâncau cu tot cu papuci. Dacă tu, Matei Claudiu, cetățean român, de ce vrei tu și cetățean SUA, încercai să faci o astfel de adopție și descopereau astfel de lucruri, făceai pușcărie, crede-mă, te închideau ăia acolo și aruncau cheile în ocean. Te mai scoteau peste 30 de ani. Dar tu, România, de ce, mă, nu faci astfel de lucruri? Ce dacă putea să vină un american? Ce vrea el? Păi ce, nu s-a mai întâmplat lucruri de genul ăsta? Nu ne amintim accidentul lui Teo Peter? Și atunci te trebuie pe tine. Unde ne sunt nouă, mă, reprezentanți? Cine mă reprezintă pe mine, mă, ca Ivan, ca român, ca cetățean, ca pădurean, ca ce vrei tu? Cine? Cine? Dacă cine? Ăștia închid ochii, ăia închid ochii, președintele dormea pe el. Cei care conduc premierul n-a fost în stare Dăncilă să vină la DGSP, pe la Mehedin să ia un minim de măsură. Cine să vină? Dăncilă, mă, cu aparatul din guvern trebuie să vină imediat, corpul de control. Păi trebuie să vină premierul pentru fiecare copil al acestei țări. Stop. Căruia se întâmplă o chestiune de genul ăsta. Dragul meu. În subordinea cui este? Statului. Bă, corpul de control al guvernului al cui este? Al meu? Dacă era al meu, crede-mă că îi luam într-un microbus pe tot și basculam acolo. Legile deci, sunt pentru interpretări. De asta e prost la noi, România. Legile sunt dacă... Și de asta și sunt... Ce să mai interpretăm, domnule? Că îți arăt foaia aia de acolo că e falsă. Bala, noi să mai interpretează. Se aplică, dar din păcate... Cum adică? Cutumele sunt lăsate în mod intenționat, zi așa.
cutumele legislative, vidurile legislative sunt lăsate în mod intenționat. Ce vorbim aici? Încă o dată, deci asta este o practică în România, Claudiu, și vezi că acum ești bun de un răspuns tu. Voi ați descoperit copiii, a trimis tratament pe afară în anii atunci de mult, da, și nu i-a mai găsit 2006, nimeni, Claudiule, da. Și atunci încă o dată cine ne în reprezintă Franța, pe noi? Fundație, așa mai vezi, da. Și nu mai sunt copii. Cine ne reprezintă pe noi, mă? Cui zic? Uite, eu sunt cetățean, am o problemă, vreau să bat la ușa cuiva. Reprezentanții acestui stat care ajung în funcții, aceia susținuți de dumneavoastră. Oameni buni, vă spun domnilor. Eu, la orice ușă vă spun o problemă delicată și cu adevărat delicată, unde sunt implicate alte structuri, alte combinații, deschideți ușa, vă garantez că găsiți un perete. Bine? V-am încurajat pe toți. Asta este situația actuală în România. Dacă stăm să ne mințim între noi, mai stăm 30 de ani așa. Asta e situația. Când ai ajuns cumva să penetrezi unde nu trebuie, ai deschis ușa, găsești un zid. Închide ușa la loc și du-te acasă. Păi vezi, așa trăim noi. Sclavi la noi acasă. Da. Deci, domnule Feralu, ultimele două minute înainte de pauză. Ce face, nu știu, Mircea Diaconu ca să nu se mai întâmple tragedii pe cum cea de la Caracal, spre exemplu? Care sunt pârghiile unui președinte, în afară de a ieși la pupitrul ăla din holul de la Cotroceni, pe care știm cu toții, și să ne spună niște povești? Trebuie schimbate legile, în primul rând. Avem niște legi, avem, trebuie aplicate. Nu, trebuie schimbate, în primul rând, ca să nu mai ajungem la violuri și alte chestii de infracțiuni. Nu putem opri violurile, asta... Normal că nu, dar vă spus, trebuie niște legi mai drastice, omului, mai drastice, care să ne fie frică. Bă, nu fac asta pentru că intru la pușcărie 100 de ani, sau 50 de ani, sau 30 de ani. Da. În funcție de... Prevenție trebuie, Claudiu. Prevenție, ca să faci prevenție, trebuie să ai buget. Să învârtă roata poliția la mașină, să ai oameni pregătiți. Aici, dacă ba, depinde și de asta, că dacă infractorul merge cu Mercedes-ul și ăștia cu Loganul au 5 litri în el, trece ăla de rovinare, ăsta cu Loganul mai fără motorină. Despre ce vorbim aici? Nu se trebuie... întâmplă așa. Ba, se cam întâmplă, Claudule, spune eu, se cam întâmplă. Și în altul ei, profesioniști, Claudule. Și acolo este tot cam politică. Nu penetrează profesionistul, nu-i lăsat el să ducă sus, el să coordoneze, el să gândească. Tu înțelegi? Dacă și acolo promovăm pe criterii politice și pe rubedenii și așa mai departe, e normal că ai creat un sistem șubred. Tot aparatul bugetar în România e șubred. Uite, încă un punct care vreau să-l atingă următoarea guvernare. Hai, vreau să văd și eu că ies frumos public, nu să taie salarii, pensii, cum se vehiculează, că ar fi anormal, repet, anormal, dar vină mă și dă pe criterii de fă o selecție și fă o evaluare pe fiecare instituție. Dar fi foarte atent că aici e cu dus și întors. Să ne trezim cumva că vin să dea evaluări și intră în primăria Târgu Jiu, dau un exemplu, și rămân în funcție tocmai cei care au spate și au pile la evaluări. Și pică cine crezi? Toți cei care nu sunt susținuți de cineva. Înțelegi? Chiar dacă poate sunt capabili. Vezi? Bun. Și asta este o chestie care nu știu cum o să o descurce până la urmă, că nu e o soluție. Toată lumea vorbea despre asta. Evaluare, evaluare, evaluare. Pe oameni buni, sistemul e putred. Cine i-a angajat, le-a luat și șpaga. Cum vrei să-l dea afară? Vă întreb eu acum. Bun. Că nu se poate să-l dea afară pe ăla. Suntem aici la pauză de publicitate. Din păcate, scurt moment publicitare, venim cu partea a treia. O să vă propun două teme extraordinar de importante. Ideile nu mi-aparțin, aparțin unui jurnalism mult mai inteligent decât mine, dar o să vedeți despre ce este vorba. Foarte, foarte atractive cele două teme. Vă și spun una dintre ele. De ce n-au făcut pușcărie cei care au fost în funcții și n-au făcut, spre exemplu, autostrăzi, că este tot un abuz în serviciu și ăsta. Și o să vă citesc definiția abuzului în serviciu după publicitate. <fie->
Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Profiquip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Victoriei, numărul 332. Telefon 0353 418999 și 0784111212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Profiquip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia Nămolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suflantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu depersează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Curățenia și ordinea costelei nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai era panel? Benjamin. Israeli, fost prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, costele, dar tu știi ce parizări fac în greșești? Oh. Polaris. Împreună pentru un oraș curat. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Am revenit, ultima parte la a patra putere. Invitații mei din această seară, domnul Alin Ferraru, susținătorul candidatului Mircea Diaconu din partea Pro-România, candidatul din partea Alianței Un Om, după cum știți, și Nicolae Ivăniș, susținătorul candidatului Cătălin Ivan de la ADN, au avut timp de antenă în această seară la Tele3. Susținătorii doamnei Viorica Dăncilă, PSD, și domnului Ninel Peia de la Neamul Românesc, însă, după cum ați văzut, nu au ajuns la această emisiune. Din motivele pe care le știu doar dumneavoastră. Două subiecte la finalul emisiunii. Vă citesc ce înseamnă sau cum este descris în legea penală abuzul în serviciu. Fapta funcționarului public care în exercitarea atribuțiilor de serviciu nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos
prin aceasta cauzează o pagubă, ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime al unei persoane fizice sau juridice, se pedepsește, nu știu cum, cu închisoarea sau interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Deci nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos. Iar un jurnalist astăzi scrie să-i întrebe pe candidații la președinție de ce nu a făcut nimeni pușcărie în România pentru abuz în serviciu, spre exemplu, din cauza faptului că nu avem autostrăzi. Ziceți, domnul Fernand. Tocmai din cauza legilor. Nu să vedeți în România că va fi un ministru... Păi da, avem lege, v-am citit textul. Da. Legii. Îl salvez eu. Tocmai din cauza, nu legilor, a celor magistrați de care vorbeam. Nu există răspundere. Cu ce treabă are numirile politice și magistrații? Stop, cu și numirile politice din IPJ-uri, parchete, etc., făcute de-a lungul timpului, au rolul de a securiza personajele de care vorbești tu. Ministrul Justiției și prin procuror și procurorul general, că de el vorbeai, ce rol au ăștia? Ce interes au ăștia să deschidă un front de bătaie, îți dau un exemplu, când ei știu că peste 2 ani poate nu mai sunt ei, vin ceilalți și ia și ăia pe ăștia. Uite, spre exemplu, pe vremea când Ludovic Orban era ministrul transporturilor, s-a făcut Transalpina. Așa. Și un dosar. Și un dosar, bineînțeles că... Că nu se poate fără un dosar. Păi nici. Noi nu putem face nimic fără un dosar. Bineînțeles. Asta e tradiție la noi. Că uite, spuneam că România și-a pierdut identitatea și tradiția. Dar s-au schimbat lucrurile și uite, a devenit tradiție și sport național furatul. Deci nu poți să mai faci nimic fără să furi ceva în România când ajungi la butoane. Păi nu, și caut acum, ca să nu vorbim prostii, Nelu Iordache cred că a și fost condamnat. Da, dar vezi că a fost definitiv. Pentru alți bani. Pentru aia de pe Nădlac, nu știi că a luat banii pentru Nădlac, pentru autostradă și a luat avioane. Ia să vedem. Da, condamnat definitiv, iată, la 6 ani și 3 luni de închisoare, într-un alt caz, nu mai știu dacă... A, nu, că în cazul ăsta, cu Transalpina, sper să nu spun prostii, sper să nu spun tâmpenii la televizor, cred că s-au prescris faptele și s-a închis dosarul. Din ce știu eu, parcă așa. Dar caut și vă spun. Deci care e cauza din care nimeni în România nu a fost tras la răspundere? Nu știu dacă penală sau de altfel, că am exagerat un pic aici. Bine, plecând de la contextul în care l-a expus. Contextul în care pui tu problema, eu aș vedea-o cam așa. Și spuneam și în pauză. Eu i-aș condamna pentru înșelăciune, în primul și în primul rând. Vin fața electoratului, bă, asta este înșelăciune. Mă minți pe mine, profiți de naivitatea mea și mă păcălești, te votez pentru că tu îmi promiți ceva, spui, fac aia. Asta este înșelăciune, dacă mă întrebi mine, și a fost în formă continuată 28 de ani la noi. Bă, de ce vii să mă minți tu pe mine, că mie e votul, fii foarte atent, datorită votului meu, tu ai foloase, primești salarii. Păi stai puțin, cum vine asta? Asta este, da, exact cum spui tu, abuz de serviciu, dar și înșelăciune. Ai înșelat oamenii, mă. Înseamnă că ești un escroc. Ăsta e termenul popular. Escroc, cum vrei să te numești altfel? Dar încă o dată, cine să-i aresteze? Cine, Claudiule? Că noi am început să batem Sicilia, vorba aia, din punct de vedere al încrengăturilor pe care le avem. Ce să mai discutăm? Că am avut mediul de afaceri, dacă privim autohton, sufocat de justiție. Mare atenție, și aici o mare problemă iar. Deci s-a creat... La un moment dat o paranoia în mintea noastră tuturor, când vedem mediul de afaceri, știm toți că există corupție. Știm toți că fără șpagă nu iei nimic. Bă, știm asta. Bun. Dar de ce oare s-a ajuns de a fost stârpit doar tot ce a fost autohton? Deci tot ce a fost autohton a trebuit să dispară, dacă urmărești atent. Și-ți vin multinaționalele. Și-ți vin ăia-s cu minți toți, spanioli, italieni. Ăștia-ți vin și-ți fac lucrări, ei-ți fac austrieci. Austriecii. Da. Deci ăștia cum se poate? Nu mai traba, cum vine austriacul și face groapa de gunoi mie în buza Târgu Jiului să nu mai vinde altceva? Și ulterior o vinde unei firme din România. Deci nu mai găseam să fac un depozit ecologic decât pe Polaris Medium și cum îi cheamă pe aia de la Viena. Bun?
Ce înțelegi tu de aici, mă, Claudiu? Nu, lui Polaris Media a vândut. Așa, lui Polaris Media a vândut, da. Da. Altfel chema, păi o, nu știu mai cum, doamne iartă-mă. Deci, vezi, mă, Claudiu, aici este o problemă, iar la fel, care ține tot de identitate, tot de eu tău. Și încă o dată, nu luăm exemplu, măcar atâta lucru, să uităm și noi la unguri și la polonezi. Bă, mă uit la ei puțin, să văd ce fac ăia, mă. Învăț, mă, de la ăla până la urmă, spun sincer. Nu mă apuc să spun că trebuie să învețe de la vântul. Bun? Că ăla are istoric și zici, bă, ăla bate câmpii. Bine, cum scrie, nu după... Bă, după ce scrie? Ca cu Popa. Pe ca cu Popa, corect. Nu faci ce... Niciodată ce face Popa, faci ce scrie Popa. Ce zice Popa, da. Așa și la noi. Bă, dacă îl vezi pe ungur că l-a ținut centura și a stat vertical o dată, de două ori, de trei ori, păi de ce crezi că până la urmă au băgat săbile în teacă europenii toți și au fost de acord cu ceea ce a cerut el? Că el a făcut omul business problemă și cu Rusia. Am înțeles. Noi nu avem voie, căci că, domnule, sunt interdicții. Dar știi câte firme cumpără din România și vândă Rusia? Au fost. Alo, știi câte firme cumpără din România și au acționariat? America, Germania, Anglia. Aia de ce cumpără de la noi paharul cu un leu și îl vând acolo cu trei? Dar de ce nu îi dai eu direct la rus, bă, cu un leu jumate? Da. Să le zic și eu încă 50 de bani. Trebuie să fac o rectificare foarte importantă. Ludovic Orban n-a avut probleme penale din cauza drumului de aici, de la Gorj, Transalpina. Nu, și... n-a avut Ludovic niciodată probleme cu asta. Cine a zis? Nu. Nu mă refer, altele au fost acuzațiile. Vehiculat. Și așa mai departe, a fost achitat și cam atât. Nelu Iordache, patronul Romstrade, însă a avut probleme penale din cauza drumului de la Gorj, că tot a venit în discuție. Domnule Ferraru, de ce n-a candidat, de ce nu și-a asumat Victor Ponta o candidatură la președinția României și, nu știu, a preferat, sau domnul Tăricianu, și au preferat să-l susțină pe Mircea Diaconu în lupta pentru Cotroceni? După cum bine știm cu toții, a zis de prima dată că nu vrea să candideze și a învățat din greșeli. În 2014 poate a greșit și... vrea să o să fie și mai matur în 2024 ajunge la vârstă de... Asta pregătește pentru Champions League, practic. Nu. Clar, nu vrea să mai greșească. A greșit și atunci în 2024 o să candideze. Și a luat decizia să să-l susțină pe domnul Mircea Diaconu. Da, așa a văzut dânsul atunci. Da, în cum momentul... împreună cu domnul Tăricianu? Cum? Cum? Adică Tăricianu a ieșit dintr-o alianță cu PSD, așa, dintr-o dată și a intrat într-o altă alianță cu Victor Ponta. Nu sunt cam nefirește alianțele făcut astea? O alianță, știm cu toți, electorală. Dar da? Bineînțeles. Păi nici cu Ponta nu s-a luat niciunul pe altul prin absorție, deși... Procentul obținut de ALDE în campania pentru alegerile europarlamentare e cam de absorție ALDE, nu? Da, așa este. Sunt tot într-o alianță electorală și acum. Da, da, așa este, dar după cum am zis, nu candidează pentru că a învățat din greșel și nu. Bun. Pentru ultimele 10 minute, încă o temă care o să-i placă foarte mult lui Ivan, e tot o idee preluată, eu spun, sunt fair play, nu mi-aparține, citez. Șefii țării au fost domnii care nu candidează niciodată, dar câștigă întotdeauna alegerile. Așa o să fie și de data asta, Ivane. Mă, Claudiu, cred că nu sunt mituri, să știi. Eu cred că nu sunt mituri. Eu citesc un titlu și după aia te las să comentezi. Rudele și președintele într-o țară nu-l alegem niciodată. Uite, Dumnezeu, citesc un titlu din gândul. Spune. Din gândul. De ce am ființat... am pierdut titlul. De ce am ființat Coldea USR? Așa e titlul în gândul. Îți răspund eu. Așa. Pentru că rezerviștii din servicii nu acceptă ideea că s-au pensionat. Tu te acasă, stai liniștit, dormi, mănâncă-ți pensia aia și vezi de treaba ta. Nu pot. Înțelegi tu? Acum știm toți că de-a lungul anilor se instrumentează fel și fel și se magazinează fel și fel de informații. Ori ca să lași în momentul de față tinerii ăștia care rămân și conduc instituțiile să riști să rămâi la mâna lor cu ceva, e un risc foarte mare, să știi. Eu am încredere în generațiile noastre și de sub noi, crede-mă. Nu sunt încă uzați, nu au apucat să-i agațe încă pe toți.
Și crede-mă că poate apărea oricând o problemă reală. Cred că de aici s-a trecut și la îngrădirea serviciului, că tot vorbim de niște servicii acum de și de SIPI și de SRI, la o îngrădire de aia așa mai serioasă a lor. Că dacă mă întrebi acum ce atribuții mai au ei, ăia dicotul și 2 și un sfertul și dosul care mai sunt, păi ei poate să plece acasă să doarmă, că teroriști n-aveam. Bun? Și atunci înseamnă că e limpede tot ce a fost rezervist. Înseamnă că au jucat de-a lungul anilor, că avem exemple clare la Gorj, când firmă de casă a fostului șef SRI a lucrat pe aici la câteva zeci de milioane de euro, Claudiu, și atunci ajungem la ușa de care vorbeam eu. Deschid ușa, ajung în perete. Alea au fost timpurile. Ne rugăm toți pentru timpuri mai bune, vrem timpuri mai bune, da. Păi hai mă să schimbăm ceva. Că altfel ce am făcut? Cum ajungi? De ce crezi că ajung eu să mă implic în astfel de situații, mă, Claudiu, să mă și expun? Că mai spun mulți că am zilele numărate. Numărați până la 2.225.000, până obosiți. Adică, cum adică? Că am zilele numărate, că vezi, Doamne, trebuie să mă caute pe mine, să mă agațe cu nu știu ce bâlguiau unii și alții. Mm. Mă căutați, da, de mătreață, nici de aia. Păi stai un pic, ce, intrarea în politică sau susținerea unui candidat înseamnă... Aș spune susținerea mai degrabă, că am susținut-o permanent, da, că uite, mă repet, că nu am miză, eu, Ivan. Dar asta nu înseamnă că nu le voi crea un nucleu la Gorj și nu le voi găsi niște oameni care să le dea de furcă serios la anul. În special să intre prin consilii locale, consiliul județean, bă, dar altfel de oameni, pregătiți încă o dată. Sunt depășit, eu recunosc, îmi cunosc limitele. Se am spus, dacă ar fi ca mine, toți, era minunat în momentul de față, România era, cred că, lângă Germania. Eu știu cât pot, atât. Mai mult atât nu pot. Dar vezi, asta nu înseamnă că nu sunt capabil să fac o echipă și să conving oameni să vină să se alăture nouă. Bă, formezi un alt ceva, mă, un alt fel de partid până la urmă, că de-aia n-are nici președinte. Că aici e pe nucleu, coordonatorii, altceva, conform statutului. Adică, bă, se strâng 30-40 de oameni care au decizii. Nu merge că zic eu, Ivan, bă, ia, drept culcat, practica pe care o vedem la partidele astea obosite, în opinia mea. Că de aia nu penetrează oamenii de bine la ăștia să ajungă sus, să ia decizii, să facă numiri și așa mai departe. Pentru că rămân sporarii veșnic și atunci e normal că n-ai progres. Cum vrei să ai progres? Când ei sunt legați umbilical unii de alții și ei între ei ca partide. Aoleo, dar ce frăție au între ei. Care e opoziția? Care e stânga? Care e dreapta? Ăsta deja pleonasm. Care e aia? Care e aia? Euro și dolar, ți-am mai zis. Nu e. Ei sunt, uite așa. Păi ăștia nu poți decât dacă cum zic eu ție, și e o luptă nedreaptă pe care o ducem noi. Ieri discutam de banii pe care îi primesc partidele. Păi ăștia primesc milioane de euro, Claudiule, și eu poate mi s-a prins becul la motorină azi. Păi eu mă țin cu ăștia ritmul. Ei au toate pârghile de comunicare, au finanțări, au tot ce le trebuie. Ce să le dau la oameni? Noi vorbe. Noi nu avem bani, doamne. Noi nu primim bani de la stat. Pro-România nu primește bani. Bun. Avem aici... Da, aveți pe persoană fizică. Asta e diferența. Aveți oameni care au bani. Bun? Neapărat. Măcar ata lucru. Toți sunteți mai bine ca noi. Da. Nu merge pe principiul ăsta. Comentarii de la telespectatori pe aici, nu e cazul să le citesc. Însă, mulțumim că sunteți alături de noi și chiar și la aceste emisiuni, dezbateri electorale până la urmă. Nu mi-ați răspuns la întrebare. O întrebare extrem de importantă. Deci, sunt niște domni care câștigă întotdeauna alegerile și nu candidează în România? Cel puțin la parlamentare, da. De ce, da, doar la parlamentare, pe la prezidențiale? Nu îi vedem? Ba, la prezidențiale... Nu simțim, adică nu... Da, la prezidențiale e limpede, sunt deja forurile de alt nivel. Discutăm deja de altă scară. Pe cum? Discutăm despre noaptea Joana Vântul, noaptea dinaintea, da, confruntării decisive. Deci eu zic că la președinte candidat este o implicare din serviciile atunci externe, fără discuție, da, nu poate să mă convingă nimeni vreodată că e întâmplător ceva. Nu. Nu că nu mai sunt naiv, nu mai am 15-16 ani. Deci nu sunt niște legende exclus, și chestia asta? Exclus așa ceva. La fel ca și la parlamentari. Atâta timp cât îți vin ce spuneam adineori, că până la urmă și studiile de forță ale statului creează uneori piedici sau... fac pârghii. Alternativa pentru Deputatul Național Cătălin Ivan ADN-ul trebuia să ia ființă înainte de europarlamentare, Claudiu. Știi ce a făcut domnul judecător? S-a pensionat când se lase în pronunțare. Și a dat dosarul înapoi din nou la judecare. Și ce să facă? Știi practica? Să-și amâne pensionarea ca să-i dea pe cuvântul tău sentința de înființare a partidului. Deci, bă, Claudiu, asta nu sunt chestii întâmplătoare, mai să fim serioși. Dar nu putea să mai stea o zi? Nu s-au prea, suntem noi bolnavi așa de... Deloc. Nu știu, o formă... Deloc.
și a ajuns să candideze pe la ProDemo pe listă și așa mai departe. Deci, încă o dată, ca să ajungi vreodată să penetrezi în clasa politică, ca să ai și un cuvânt de spus, trebuie să dezmorțești oamenii. Să nu te gândești că ei sunt atât de puternici. PSD, PNL, au bani, adevărat, au pârghile, au tot ce le trebuie în mână. Bă, dar avem un segment de nehotărâți imens. Dacă ei ar coborât în pat vreodată la alegeri și s-a văzut la Romanescu, uite, s-a văzut în 2016, te spulberă, dar nu se regăsesc. În cine? Poftim. Când apare cât un partid, hop, te pomenești cu el că de fapt sunt alte jocuri subterane, sunt alți oameni în spatele lor, că-i Coldea, că-i fost șef SRI și așa mai departe. Domnule șef SRI, eu ți-o spun în față, dacă dumneata erai șef SRI, era pușcările pline. Și România acum nu avea minusurile care le are. Bun? Același lucru pot să spun și despre ministrii de justiție care am avut. România nu era unde era în situație, nu era unde acum, în situația de față. Dacă am fi avut structuri, bine? Bă, și un pic elași dacă erau. Problema noastră este că ei au fost complici, mă. Complici 28 de ani. Tot ce înseamnă, sistemul a fost putred în mod intenționat și au fost toți mână în mână. E normal că eu ca pământean ce putere să am, mă, Claudiu? Păi bun, și ce s-ar trebui să... Se urmărește securizarea lor pe mai departe și mai mult decât atât urmărește trendul. Partidul de care vorbești, că te referi la un partid, să nu ne ferim unii de alții pe aici, bun? Sunt finanțați cu absolut tot ce le trebuie și susținuți din exterior. Înseamnă că e limpede când ai șef servicii care îi susține și când ai banii de afară, înseamnă că tu mi-ai trădat țara, mă. Tu n-ai lucrat pentru mine niciodată în viața ta. Înseamnă că tu ai lucrat pentru alții. Domnul Ferraru, da, să zicem, presupunem că domnul Mircea Diaconu a câștigat alegerile prezidențiale. Cine câștigă, în afară de susținătorii săi, logic, Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu? România, domnule. Așa, ce anume? Ce? Câștigăm, ce în primul câștigăm? Rând, seriozitate. Păi eu mă consider un om serios de la țară, nu mai am nevoie de seriozitate. V-am zis, noi votăm ce e bine pentru România. Și în momentul ăsta... Stă, că așa vorbim, ce frumos ar fi ca să fie frumos, să nu fie urât. În ce constă binele? Zic. Am vorbit de legi, da? Trebuie schimbate legile, chiar din temelii, trebuie schimbate legile. Are Mircea Diaconu anvergura necesară unui președinte al României, pentru că nu știu dacă... Eu sunt un fan al filmelor românești și știu, cred că, fără să exagerez, cred că știu, nu în totalitate, dar în mare, mare, foarte mare parte, toate rolurile lui Mircea Diaconu. Nu credeți că românii, spre exemplu, îl asociază pe candidatul Mircea Diaconu cu Tache? Știți ce era Tache? Și era Mircea Diaconu în rolul Tache, șef de cimitir. Sau, nu știu, îl asimilează cu Mircea Diaconu din Filantropica. Scriitorul, nu știu, așa, ucis în ghilimele de o țară care nu-și apreciază valorile. Ce să vă zic? Are anvergura necesară Mircea Diaconu, anvergura unui președinte? Da, normal. Adică îl vedeți pe Mircea Diaconu așteptându-l pe Donald Trump, pe, nu știu, în ritmurile fanfarei? Toată lumea zice că nu e politician, că nu este, că nu vorbește ca Ponta sau eu știu ca... Nu. Dar, în primul rând, vine din rândul nostru al românilor care... mulți nu știu, îl știu din filme, într-adevăr, dar vedeți dumneavoastră, el se plimbă cu un aro 10. Nu se plimbă. Mai mult... Nu vreau să zic nimic. Dar, respect prea mult ca actor. Okay. Dar ca președinte al României aș putea, și candidat la funcția președinte, aș putea să zic că e o fanfaronadă asta cu plimbatul cu aro 10? Nu, nu este. E ca Lușora cu metrou. Nu este, nu este. Ba mai bine, a zis că nu o să fie la Palatul Cotroceni. Deci, dar unde să fie? Bineînțeles, într-o locație care este ca tot românul. Acasă. Ba acasă. Tu crezi că ești de capul tău, exclus. De ce? Nu te lasă ăștia să pe piști, ce ai? Tăiaia te țin ca arestat acolo. N-ai cum. Te duci acolo, e președinte de studiu, stai unde vrei. Bun, Ivane, suntem la final. Am depășit, colegii? Cât mai avem? 4 minute. Are Cătălin Ivan anvergura necesară unui președinte? Adică, băieții, de mâine seară să-mi puneți
aia fanfara. Taram, tam, tam, tararam. Aia, o știți? Vreau melodia aia pe deci, final. Deci, Claudiu, da, are... Cătălin Ivan are anvergură, fără discuție. Anvergura unui președinte? Fără discuție, de departe. Deci are, este, ți-am spus, are tot ce îi trebuie. Crede-mă, are doza de naționalism, are inteligență, are identitate. Suficient, cred că de astea trei ai nevoie obligatorii. Nu numai ca președinte, bă, mamă, cred că ai nevoie și ca un politic. Îți lipsesc, du-te acasă, n-ai să cauți. Ei, Cătălin Ivan le are. Și mai mult decât atât, de fapt, care este miza acestor alegeri, și asta trebuie să înțeleagă toți oamenii. Ca să poți să creezi ceva, să poți să faci o entitate acolo, cât ar fi ea de mică, care pe viitor să poată să crească, dacă convinge, fii foarte atent, este ca în primul tur votul să meargă la ADN. Ai ajuns cu Alternativa Națională, cu partidul dus la un procent, crede-mă că din momentul ăla este foarte ușor să construiești. Asta este în momentul de față, noi trebuie să recunoaștem. Ei sunt partide parlamentare, sunt ce sunt pe acolo, au notorietatea necesară. Noi încă alergăm pe pistă, pe marginea terenului, știi? Cu cât se intră în turul 2? Din poziția a doua, să zicem. Cu cât la sută intră candidatul de pe poziția a doua în turul 2? Claudiu, cred că cu 20 și un pic. Se vor împărți voturile foarte rău. Se vor împărți voturile ca niciodată. Păi în sunt primul 14 tur. Candidați. Da, în primul tur. Se vor împărți, să știi. Eu îți repet încă o dată, sunt sincer, nu bat câmpii în momentul de față. Cătălin Ivan, dacă reușește cu partiduțul ăsta lui, ți-am zis, format din alt fel de oameni, să-l ducă la un 5% este pentru un partid făcut, vorba aia, numai și numai cu oameni simpli până la urmă, este o realizare. Și eu cred că va trece de 5%. Cătălin Ivan va trece de 5%. Să înțeleg că e încălzirea pentru alegerile... Fără discuție. Păi aici, aici vreau să te aduc. Deci anul viitor le plâng de milă, ți-am spus. Le plâng de milă și prin consiliile locale și prin consiliile județene. Băi, nu mă candidez eu, dar nu te gândi că nu sunt acolo cu oamenii. Păi băi, Claudiu, să stau eu consiliul județean să mă rog de Cosmin Popescu să-mi dea un raport al lui Capotă. Bă, despre ce vorbim, ăsta ne-am înnebunit, e noaptea minții, mă? Adică eu sunt președinte, eu sunt consiliul județean, eu Ivan. Cosmin Popescu e președinte, dar ce partid o fi vrut el, nu mă interesa, că îl mâncam cu scaun cu tot. Și eu stau să mă rog de să-mi dea un raport care mi se cuvine, că eu ți-ați votez ție bugetele alea pentru spital. Iar tu să spui mie, nu vreau, bă, să-ți dau, că știi că e secret. Deci în clipa aia știi cât țipam? Bă, țipam, devenea dăncilă cu cât putea de tare până aici, că nu mă opream. Bun, suntem la final, domnul... Nu vreau să le mai ofer, să termin ideea, nu vreau să le mai oferim liniște, oameni buni. Dacă le oferim liniște, în liniște fură și își fac alianțe și frății între ei, credeți-mă, de ne mai mănâncă 30 de ani. Nu mă trebuie să le stăm acolo în coaste, să fim lângă ei acolo, să le suflăm în ceafă. Finale de emisiune, domnule Feralu, cu cât se intră în turul 2, de pe locul 2? Cu ce procentaj? Cred că, jude, cum a zis și colegul de platou, eu zic 25%. Am înțeles. Bun, mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Invitații mei au fost Alin Feraru, susținătorul candidatului Mircea Diaconu de la Alianța Un Om și domnul Nicolae Ivăni, susținătorul candidatului Cătălin Ivan de la ADN. Alături de noi trebuia să fie în această seară și susținătorii doamnei Viorica Dăncilă de la PSD și Ninel Peia de la Neamul Românesc, însă nu ne-a onorat cu prezența, probabil cine știe ce s-a întâmplat. Ne revedem mâine seară de la 19 cu alți susținători ai altor candidați sau ai acelorași candidați. Urmează la 18.30, dar să nu mai zic cine știe ce ore ciudate. La 18.30 mâine seara urmează știrile Tele3 și Eugen Măruță la Dilemele Zilei. Până atunci, toate cele bune. O seară bună!